10. 10. Se consideră mulțimile. A mare egal cu toți ATX din N până la 12. Yes. Tot ATX din N cu proprietatea X îl divide pe 5X plus 6. X îl divide, divide pe 5X plus 6. 5X plus 6. Cum și virgulă. X îl divide pe 7X plus 24. X îl divide, domn profesor, nu se divide. A, îl divide. Vreau bară. X îl divide. Da, da, și la primul și la al doilea. Da. Și la doilea. X îl divide pe 7X plus 24. 7X plus 24. Și mulțimea B mare, egală cu toți acești X din N. B mare, egală cu toți acești X din N. Stelar. Stelar, da. Cu proprietatea X plus 2 îl divide pe 2X plus 14. 2x plus 14. Calculați. A reunit cu B. A reunit cu B. A intersectat cu B. Și A minus B. Să vedem cine vorbește la A, cine vorbește la B, ca să-i prindeți pe amândoi. Da. Hai, Daria, te rog. Da. Ok. Deci. Ce înseamnă X să divide pe 5, X plus 6? Dacă nu știi, întreg, mama, că de-aia suntem aici. Poți să adun cele două relații, X-a din 5, X plus 6 și 6, X plus 24. Da, vedem și două idei. Da, vedem și ce zici. Eu am gândit că înseamnă că 7, X plus 24 trebuie să-l divide pe X, adică trebuie să împarte la X. Și 5, X plus 6 trebuie să împarte la X. Mă gândeam că dacă le adun pe ele două, pot să mai se împart la un moment dat. Zi! Eu am o idee. Am observat că 5 ori orice număr. M-aș gândi cu ultima cifră să fac. 5 ori 2 va rămâne cu 0. 5 ori, știm că 5 ori ceva va, se va rămâne în 0 și 5 se termină numărul. Da. Și atunci când spune că... Nu m-aș gândi cu ultima cifră. Când va fi 0 plus 6, X-ul trebuie să fie un număr par. Sau un număr... Nu. Nu merge. Deci simți că nu merge, da? Deci discuția nu o oprim aici. Da. Acum, faptul că X divide suma, înseamnă că X divide pe fiecare din ei. Și X îl divide pe 5X. Facem divizorii. X îl divide pe 5X. Da. Și ca să divide suma, X ar trebui să divide pe 6. Dar ne urmărește. Deci știm că X divide pe 5X. Dacă X divide pe 6, atunci din cele două, X divide pe 5X plus 6. Și e rezolvată problema. O secundă. Deci iată dacă, așez dacă trebuie rezolvat. Păi X-ul depinde cine. Poate să... Deci 6, facem divizorul lui 6 într-un fel. Care sunt? 1, 6, 2 și 3. Știm că 5X, 5 ori X, mereu se va divide la 2. Nu. În unele cazuri. Când ultima cifră va fi 0. Aici depinde. Deci, mi-ar vrea să îmi spui așa. Toți X și natural cu proprietatea că X și divid pe ăsta și punct și virgulă este acolo. Da. Și X-ul divide și pe cealaltă. Da. Înțeleg eu. Da. Deci divid atât pe ăștia. Cât și pe ceilalți. Cât pe cealaltă. X-ul poate fi 1. Bun. Nu așa, încercând și observând niște lucruri, poți să te întrebi oricine, numai acest, să mă exact. Dar acum noi gândim așa, cum X îl divide pe 5X, dacă l-ar divide și pe 6, atunci ar divide suma lor. Da. Sau, altfel spus, cum mă divide pe ăsta și divide suma, trebuie să divide pe 6 neapărat. Deci de aici aș crede, din prima proprietate, de aici, înseamnă că X aparține mulțimii, numai pe prima proprietate, X aparține mulțimii valorilor divizorii lui 6, așez dacă rezolvat. Adică e vorba de 1, Daria. 2, 3 și 6. Mai revin încă o dată. Eu trebuie să... Ce să pun în mulțimea mare? Toți X și natural cu proprietatea că X
să divide pe 5x plus 6, să fie un divizor al lui 5x plus 6. Dar al lui 5x este, că x al lui 5x, adică x, 2 al lui 2 ori 3, 2 ori 4, x se divide la x. Deci x se divide, îl divide pe 5x. Dar x acolo e și acela care împărțește și cu acela care... Sigur că da. Același x este. Același x, și la unul și la altul. Deci x îl divide pe 5x. Trebuie să mai divide și pe 6. Neapărat ca să divide suma asta, trebuie să divide pe 6. Exact. Divizorii lui 6 atunci sunt 1, 2, 3 și 6. Păi. Acum o luăm pe a doua proprietate. Exact. X îl divide pe x. Mai este tot fix. Ce mă trebuie? Se va că dacă x va fi 2, relația se va împărți la 2. Da. Dar eu... Și 2 este deștept, da? Da, și 3 este. Și 3 deștept. Și 6 merge. Și 6 merge. Și 1 merge. 5 ori 1, 5 cu 6, 11. 1 îl divide pe... Este impropriu la 11. Da. În concluzie, pentru prima proprietate, x trebuie să parcurgă mulțimea asta. Ai înțeles, Daria? Hai să luăm un alt, un alt și x. Și în două trebuie să fie același x? Acum vedem. În amândouă relațiile. Același x de aici este, David. Dar hai să insistăm aici. Un alt x în afară de... 4 să-l luăm. Pe 4 să-l luăm. 4 divide pe 4 ori 5, 20 cu 6. Nu. 26? Nu divide. Pentru că nu divide pe 6. Deci dacă luăm un alt x în afară de 1, 2, 3 și 6, nu se mai întâmplă. Deci hai să vedem la a doua. În continuare, să-l împartă pe 6. Daria, te rog să mă gândesc la al doilea. X divide pe 7x, x da. Divide pe 24. În care se rezultă că x divide pe 7x plus 24. Dacă x divide pe 24. X divide pe 24. Atunci avem problema îndeplinită și atunci x divide pe 7x plus 24. Și asta rezultă că x aparține mulțimii 1, 2... Divizorilor 24. Da, adică 1, 2, 3, 4, 6, 4, 8, 12. 12 și 24. Bun. Și acum ce facem? Luăm intersecția lor? Sigur că da. Ca să fie și una și alta. Și una și alta trebuie să luăm numai cei comuni. Acum x-ul odată vă dat așa, acum în a doua tur vă dat așa. Și acum îi luăm doar pe cei comuni. Intersecția la cele două să fie... 1, 2, 3, 6. Divizorul lui 6. Corect. Fiindcă dacă vorbesc de divizorul 6, divizorul 24... Divizorul 24 se găsește 6, adică și alea în dosul, adică și divizorul lui 6. Sigur, da, deci mulțimea de aici este se găsește și acolo. Mulțimea asta. Și intersecția este sub mulțimea respectivă. Dar raționamentul așa trebuie să-l facem. X divide 6, X divide nu știu ce. Am înțeles, și atunci mulțimea a care? Mulțimea mare egal cu... Atunci, jos arată B egal cu X. X e același de la de sus? Nu! Nu, nu. Toți naturali cu problema că X plus 2 se divide. Păi stai, aia e altceva. Stai să termină cu A întâi. Și acum mulțimea A care? 1, 2, 3, 2, 6. Egal cu mulțimea 1, 2, 3 și 6. Păi atunci de ce mai dai și proprietatea a doua, domn profesor? Păi ca să reușim să le alegi. Practic, dacă o facem mai pe prima, de ce mai dau tu și pe a doua? Păi este de văzut că 6 e un divizor al 24. Da. Și atunci asta este problema. Dacă tu n-ai sesizat asta, da. N-ai decât să faci mulțimea, să faci încă o dată raționamentul de aici, să vezi mulțimea asta și să vezi că asta este o mulțime și astea. Sigur, cu copiii care au văzut treaba asta, nici mai face, nici mă interesează da, partea a doua. Aia. Da, corect, am înțeles. Acum B. Ai înțeles, Daria? Bun. Mulțimea B acum. Cine? Tu. B egal cu... B este, trebuie să x plus 2. Mai cum ai x plus 2? Așa. O dată mai altă. Da, un pic mai dificil. Diferit. Dacă simți o soluție. Normal. Eu te ajut. Păi putem scrie că x plus 2 divide pe 2x. Și x plus 2 divide pe 14. Și ce poți face? Da? X plus 2, dacă o să-l notez cu una. Așa. Și să spui că a divizat 2x, cum am făcut la prima. Și la sfârșit, da, și ne spui că x plus 2, că te încurci. Cum zice? X plus, adică să notăm x plus 2 cu A sau B. Pentru că x-ul ăla plus 2 te mai încurci așa, de cine deci, nu are. Deci, notăm. Până ai înțeles asta? Nu,
Nu știu, mie mi-e la fel cu amândouă. Stai o secundă. După raționamentul tău, Davide, eu ar trebui să încerc acum să vedem dacă, urmărind pe al tău, nu cumva avem o hibă. Sigur, deci x plus 2 se divide pe 2, x-ai zis tu, și x plus 2 se divide pe 14. Da. E drept că x plus 2 divide suma lor. Da. Dar x plus 2 nu-l divide pe 2x. Nu s-a întâmplat natural cum s-a întâmplat mai sus că x se divide pe 5x. Tu ceri că amândouă x plus 2 se divide pe 2x. X plus 2 se divide adică pe 2 pe 5. X divide 2x și x divide 14. Nu poate să fie fiecare în parte. Nu. N-ai cum, Davide. Deci nu x divide pe 2x și 2 se divide pe 14. E prostie. De asta notăm așa. X plus 2 divide pe 2x și x plus 2 divide pe 14. Dar două pretenții din care să le suma aceea. Tu ai așa ai zis. Greșeală, să punctăm foarte tare. X divide 2x și 2 divide 5. X plus 2 se divide pe? 2x și x plus 2 se divide pe 14. X plus... Dacă x plus 2 divide pe 2x și tot dacă x plus 2 divide pe 14, atunci rezultă că x plus 2 divide suma lor, 2x plus 14. Insist, ai doi de dacă aici. Exact. Dacă asta și asta, două pretenții. Pe când în egiștiuri mai înainte aveam că x divide pe 5x. O aveam. Și dacă x divide numai pe 6, atunci x divide suma lor. Ceea ce avem noi ca pretenții. De aceea aici anotăm. X plus 2 egal cu A. Ca să reducem modelul dinainte, da. Că altfel nu merge problema. Deci x plus 2 egal cu A. Ceea ce înseamnă că x egal cu A minus 2. Da? Deci x plus 2 egal cu A. Da, vedeți, înseamnă că x egal cu A minus 2. D'accord? Și acum B devine. Atunci rezultă că B se rearanjează pretenția așa. E vorba de toți acei X, de toți acele valori A. Că nu, în loc să am X, acum în loc de X, am expresia X-ul în funcție de A. Toți acei A cu proprietatea că X plus 2, care este cine X plus 2? A. A. Divide pe... Dar e A minus 2? Nu. Cine? E așa scris. X-ul egal cu A minus 2, ca să mă duc să mă opresc aici. Să văd și X plus 2 l-am dat cu A. Uite, X plus 2 l-am dat cu A mic. X plus 2 l-am dat cu A. Cu A mic. Și acum, în loc de X plus 2, punem A mic. Cu proprietatea... Hai să-l aștept să-l aștept. Deci am notat X plus 2 ca să transcriu mulțimea B într-o altă formă. Da? Și din clipa în care găsesc pe A, mă întorc și aflu X. Deci A cu proprietatea că A divide A natural. Așa. A și de la 2 încolo. 2 minus 2 se facă 0. Dar 3. Hai să mă întorc. Să mă insist încă o dată. Ce ai observat tu, Daria? Ai observat următorul lucru. Că ieșițul ăsta este un pic diferit de cel de sus. Și cum pe ăla de sus l-am făcut, a însemnat așa. Ce-ar fi să-l duc pe ăsta în modelul de sus? Și ideea, văzând că x aici acum e x plus 2, atunci, ăsta, ca să semene cu condiția de mai sus, înseamnă x plus 2 să notăm cu ceva, ca să semene exact aici. Iar în componență, în loc de 5 x plus 6, oriunde vedem x, punem a minus 2. Atenție, punem a minus 2 cu proprietatea. A îl divide pe... Vino-mi, că vreau să vedem exact ce ți este neclar. Da? Proprietatea aici s-o transcrie. Era așa, A divide pe 2 ori
2 ori... Ia, vezi dacă ai pus așa, x. Aici mă interesează dacă ai pus așa, a minus x 2. Este, în loc de x, pun a minus 2. A minus 2. Ai pus așa? Plus 14. Deci a divide 2 ori a minus 2 plus 14. Și egal cu mulțimea a tuturor acelor a cu proprietatea că a divide pe, facem mulțimea, 2 ori a, 2 a minus 4, vine 2 a plus 10. Plus 10. S-a schimbat proprietatea cu tot. Corect. Deci 2a plus 10. Și cum a divide pe 2a? Cum? Cum? A divide pe 2a? Bă, dacă, faceți, dacă trebuie să rezolvăm noi, dacă a va divide și pe 10, atunci înseamnă, din cele două, va însemna că a divide pe 2a plus 10. Și acum e dacă ăsta. Corect. Și rezolvarea problemei s-a dus numai la a divide pe 10. Ca la punctul... Ca la punctul de mai înainte, că l-am avut pe 6. Asta înseamnă că a... Deci a aparține, de aici, acest dacă, a aparține divizorilor lui 10. Care 10. Sunt? 1, 2, 2 5 și 10. Și acum revenim la a, nu? Exact. Și au câte este? 1, 2, 5, 10. Dar au trebuie să înceapă de la 2. Că dacă e 1, 1 minus 2, nu poți să faci. 1 nu poate. Deci, 1 pică. Nu, pică. Pentru a egal cu 2, rezultă că x nu va fi 0. Pentru a egal cu 5, Davide, x-ul cât este? Egal cu 3, da? 3. Bun. Și pentru a egal cu 10, x-ul egal cu, cât vine? 10 minus 2, 8. Așadar, B-ul va fi format din mulțimea elementelor 0, 3 și 8. 0, 3 și 8. 0, 3 și 8. Vezi? Cu a minus 2 ăla acolo. Am zis la 10 și 1, 2 și 4. Păi tocmai, uite, la a minus 2 de aia. Deci, unde ați făcut divizorii lui 14? Dar lui 14 nu trebuie. Divizorii lui... 14, da. Păi, ați făcut 14, dar după mulțirea. Locuim pe x cu a minus 2. Că era 2 a minus 2. X a minus 2, dar aici ți-am zis, fii atent. Dar de ce... Deci, uite, de acolo am plecat. X plus 2 egal cu a mai plus 2. Dar de acolo locuiești? De ce l-ați locuiești și pe X? Neapărat, că toată condiția era... Deci l-ați spus a minus 2 și nu l-ați spus a ta. Păi X-ul n-a fost din relația asta, fiindcă X plus 2 a fost mătat cu A, X-ul arată a minus 2. Păi da, da, X-ul care ni se dă nouă nu e a minus 2. Pentru că nouă nu ne dă acolo 2. Pe lângă x plus 2, adică e numai x, nu ne spune x plus 2 sau x minus 2, e numai x normal, adică nu trebuia să îl schimbăm cu ceva, trebuia să îl lăsăm așa. Unde era? Noi l-am pus pe, noi l-am dat pe x plus 2 ca fiind a. Stop! Gata, s-a schimbat tot. X păi plus da, 2 egal dar pe x plus 2 l-am dat ca fiind a, nu pe x. Păi de acolo l-a scos pe x. Nu, deci nu, nu, deci. Noi l-am notat pe x plus 2 ca fiind a. Și nu mai este x-ul acela. Nu, deci a, dar practic a este x plus 2. Ultimul tip de x, deci ce l-ați notat cu a minus 2 dacă x era x? Adică noi nu trebuie să nu-l transformăm nimic. Păi nu, x-ul acela n-a rămas fix. Datorită schimbării de variabile, faptul că l-am trecut pe x plus 2 în a, x-ul a devenit a minus 2. Și oriunde văd x în toată proprietatea, pun a minus 2. Oriunde văd x. Tu a ce o lucrez? Tu ai lăsat 2x aici, plus 14. Păi da, pentru că nu, dar de ce l-am schimbat? Păi da, a divide pe 2x. A divide, a divide... Păi da, noi pe știm 2a? Că 2x este... știm că a e x plus 2. Adică,
Păi ca să schimbi, să faci notația asta. Nouă negășițul devine numai în A. Trebuie să fie numai în A ca să poți să zici că A divide pe 2A, nu pe 2X. A pe X, A divide cu X și nu, totul transcrie numai în variabila nouă. Descrie așa, acum repede. Eu de asta ți-am atras atenția acolo. Ai zis tu că X egal cu A minus 2 și ai înlocuit? Și că B devine asta? Tu ai zis da? Așadar, situația este asta. Deci când notez cu A, costul B, da, atunci, se transcrie după schimbarea aceea. Se egal cu A minus 2 și transcrie totul. Totul, toată proprietatea. Unde vei zi, cuiva ce A minus 2 ca să mergi numai în A. Ai înțeles, dar ea scrie repede. Adică, vede, practic, undeva am plecat cu A și acolo nu mă mai interesează. Exact, nu poți să lași cu X. Tot în aceeași variabilă trebuie să mergi, tot în A trebuie să mergi. Și iată, noi am găsit în final B-ul 0, 3 și 8. Și ca am dreptate. Nu, scrie că după aceea nu, eu nu am rezolvarea scrisă. Da, eu am scris. Și egal cu A, tot acei A cu proprietatea A divide pe 2A plus 10 acum. Exact. În, și trebuie să pun minus mulțimea 0 și 1. De la 2 încolo. Din nota nouă îl dau și... Da, deci, este subiectul chiar mai ușor. Ușor. Exact. Da, sigur că da. Ăsta nu știu câți copii le-ar fi făcut. Nu, chiar inițiativa asta. Deci chiar și ăla de sus A, și pe B, au. Chiar și el are încărcătură. Exact. Trebuia observa că X divide pe 5X. Aici era miezul problemei. X îl divide pe 5X. Că este, în primul termen al sumei se află 5 ori X, se află multiplu de X. Și pe urmă, ca să divide suma, trebuie să divide celălalt termen. Corect. Și acum știm pe A și B, facem repedare unit cu B e simplu. Și că am făcut o treabă bună, sunt foarte curios să locuiesc pe X cu 0, 3 și 8. Dar eu am vrut să ștergi 0-ul ăla de acolo. De ce? De ce? X aparține N stelar. Păi, X aparține lui N stelat. Da, fiindcă aparține lui N stelat, da, are zero dreptate. Nu, 0 nu. Da, deci 0 nu. Noi am găsit pe X egal cu 0, da? Da. Și nu putem să luăm că e N stelat. Da. 3 și 8. Corect. Și acum, Daria, cu 3. Hai să vedem cu 3. 3 plus 2, 5. 2 ori 3, 6. Mm? Și cu 14, 25. 5 ori 20, corect. Bun. Și cu 8 acum. 8. 10. 8 și cu 2, 10. 2 ori... 16 și 14, 30, 30. 30. 10 dividit pe 30, deci este corect. Am avut nevoie de lucrul acesta ca să înțeleagă odată brusc că dacă lăsam varianta, că era cu totul greșit și nu că la sfârșit acum nu mă găseam valoare de care se impuneau. Și tu trebuia să devii deja fel cu rezultatele tale, să vezi că nu dă. Și ăsta este un mod de a te convinge că ai făcut o treabă bună. Dacă nu-ți verifică, înseamnă că... N-ai lucrat corect. Da. Așa încât... Dacă facem reuniune, intersecția replică, acum merge replică, aveți acolo? Le facem repede, da. Bine. David, e tu ceva? La geometrie, dar facem mâine. E 6. Da. Facem sinteza după aia. Așa. 11. Dar ai mâine geometrie? Nu. Am mâine. Facem mâine. Facem da, mâine. Da, da, da. Bun, bun. 11. Așa, mai avem 2. Da, e 6 deja. Da. Deci are unii cu B și aia, le faceți voi? Asta da, e simplu. Dacă vrei, mama, lasă scris. Lasă-ți facem 11, că sunt din astea mai greuții, să-i ieși domn profesor. Hai, să facem. Deci doi atleți iau startul simultan și în același loc, pe o pistă circulară. Problema ta. 11. Și noi suntem asta din asta. Doi atleți iau startul simultan din același loc, pe o pistă circulară. Așa. Deci pe o pistă circulară, ca și un cerc, să zici. Da. Primul atlet face un tur al pistei în 42 de secunde. Din același loc, da? Da, da, da. Din același loc, simultan. Da. Primul în 48 de secunde. 48 al doilea secunde. În 40... Deci primul în 42 de secunde și al doilea în 48 de secunde. După cât timp se întâlnesc atleții în locul de unde s-a dat startul? Câte tururi au efectuat fiecare în acest interval de timp? Nu știu că am combinat ceva acum. Zi. Zi,
Am mai avut o problemă de genul. Așa, zi. Păi putem să spunem așa, deci ne treabă la câte atură se întâlnesc. Păi, dacă noi îl avem pe 48, care face mai greu tura, înseamnă că el vine după 42 și facem 48 ori 2, adică 92. Așa. Așa, da. Dar după două ture a lui 48 și două ture a lui, adică două ture a lui 47, adică 96 de secunde. N-am zis noi că facem cu multiplu aici? Vă zicem mai mult. Păi da, Daria, că am mai discutat odată pe chestia asta și iar pierdem timp. Facem la 42 îl descompunem. Exact, 48 îl descompunem și vedem repede, ca să nu stăm să pierdem timp. Că tu acum vrei să analizezi, să-ți dai drumul la raționament. Când ăsta face două turi și ăla face un juge. Exact. Povestea este așa. Dacă ai fi vrut, eu te-am urmărit la raționament. Și trebuia să spui, între 42 și 48 sunt 6 secunde. 6 secunde îi distanțează pe ei. Corect. Cele 6 secunde, cum ăsta făceam 42 de secunde, 42 împărțit la 6, cât la 7 ture ar fi fost. Ca și cum ar fi făcut unul singur rotirea aceea. Da, da? Dar încurcăm lucrurile. Cel mai rapid este 42. 42 putem scrie ca 2 ori 3 ori 7. 2 ori 3 ori 7. Și pe 48 putem scrie ca 2 la 4 ori 3. 2 la 4 ori 3. Ca să aflăm cel mai mic multiplu comun. Da. Este egal cu 2 la 4 deci ori 3 ori 7. Situațiile astea. Adică 16 ori 3, nu, 2 la 4 e... E 48, e 48, că 16, tu zici 48 ori 7. 48 ori 7, care este egal cu... Acum facem. 28 și cu 5, 28, 36. Asta nu zic, domnul. Da? 336. Da. 336. Așa, și ce înseamnă asta, domn profesor? Deci 336 de secunde durează până când se întâlnesc ei din nou. Da? 336 de secunde durează până se întâlnesc ei din nou. Bun, și la întrebarea, după cât timp se întâlnesc atleții în locul de unde s-au dat startul? 336 după 336 de secunde. După 336 de secunde, Daria, făcând multiplu. Da. Nu. Da. Nu. Așa. Ai înțeles, Daria? Și la întrebarea, câte tururi au efectuat fiecare în acest interval de timp? Răspunsul, 336 împărțit la 42. 2. Și atunci împărțit la 48. Ia să vedem câte tururi. Pe la 42. Și merge repede. 336 împărțit la 42. De 8 ori. De 8 ori. 8 deci ăsta face 8 ture. Și împărțit la 48 de 7 ori. Da, de 7 ori. 7 tururi. Deci în timp ce ăla face 8, ăsta face o tură mai mult, practic, da, decât celălalt. Așa. Ori. Și după cât timp se întâlnesc, faci asta, când îți pleacă amândoi din același loc, după cât timp se întâlnesc, faci multiplu comun, mamă, la fiecare și gata, ăla-i. După asta timp se întâlnesc. Și 12. Aflat numărul natural N, astfel încât. N. Astfel încât. Așa încât. 5 la N să fie egal cu 125, Davide. 5 la N egal cu 125. 5 la N egal cu 125. Cine, cât de N? Zi! 5 la 3. Așa, 5 la 3. E 3. 2 la N egal cu 81. 2 la N egal cu 81. Da. Dar cine e N? 2 la N egal cu 81. N la a doua, iertați. Așa. N la a doua. Am zis 2 la N. Așa, da. Atunci N egal cu 9. Da. Și 8 la a doua plus N la a doua. 8 la a doua. Plus N la a doua egal cu 10 la a doua. 100. 8 la 2 e 64. 64 plus că sunt de 100. 64 plus cât? Plus 36. Și N egal cu 6. Da. Da, da. Da. Nu mai venim cu mieruna, domnul profesor, că ieșim și noi la o pizza. Am înțeles. E sărbătoarea azi. Am înțeles. Dacă vedeți, mai facem o problemă, domn profesor. La Davide. Nu, gata, bă, termină. Am făcut-o, am făcut, gata, au făcut-o. Hai, măi, ce n-ai vrut? Să-i spui domn profesor. Care? Patru? Bine, nu-i nicio problemă. Da, ne explică mâine la ori. La revedere! La revedere! Să nu uita de la Chișier și să vă abonați la Prof Online! Și să vă urmăriți, să vă dau probleme. Zine, mă! Și să vă urmăriți!
Că vă pregătesc probleme. Pregătesc probleme. Grele. Grele.